Suntem într-o situație proastă. Datorită deciziei prim-ministrului Viorica Dăncilă de a-și numi o prietenă care nu a avut nicio șansă de a trece prin Parlamentul European, nu a trecut nici măcar de prima etapă de Comisia Juridică, care doar în mod tehnic-administrativ a evaluat declarațiile de avere, datorită tuturor acestor decizii ale Vioricăi Dăncilă, suntem într-o situație proastă și anume nu avem în momentul de față un candidat desemnat oficial din partea României pentru poziția de comisar european. Suntem un risc pentru intrarea în funcțiune a noii comisii la termenul stabilit la 1 noiembrie 2019, data la care se încheie mandatul actualei comisii conduse de Jean-Claude Juncker. În primul rând despre domnul Nica, ca domnul Nica și PSD-știi să nu-și facă speranțe deșarte. Dan Nica, aici, în Parlamentul European, a blocat luni de zile ridicarea imunității parlamentare în cazul domniei sale, atunci când procurorii din România au cerut acest lucru, până când faptele i s-au prescris. Ori în fiecare an, Comisia Europeană scrie în raportul MCV următorul lucru. Parlamentarii români să nu mai împiedice ridicarea imunității parlamentare când procurorii o solicită. Comisia Europeană spune că în justiție în România se întâmplă multe lucruri bune, dar riscul la adresa statului de drept îl reprezintă majoritatea de până acum din Parlamentul României. Ca atare, dragi parlamentari, nu mai obstrucționați justiția. Asta e ceea ce spune Comisia Europeană în fiecare an. Ca atare, este imposibil ca în cadrul Comisiei Europene să avem un comisar european pe domnul Dan Nica, care a făcut tocmai acest lucru, a împiedicat ridicarea imunității parlamentare împotriva domniei sale. Acum, în privința genului comisarului european, vreau să spun foarte clar. Viorica Dăncilă, toată vara, în loc să desemneze o persoană competentă, credibilă, integră, în loc să negocieze un portofoliu important pentru România, a petrecut toată vara încercând să ajungă președinte a PSD și apoi candidat la alegerile prezidențiale al PSD. De aceea, propunerea de comisar european pe doamna Plumb a trimis-o în ceasul al 12-lea. A fost ultima propunere care a ajuns la președinta Comisiei Europene dintre toate statele membre, iar președinta Comisiei Europene dorește egalitate de gen, număr egal de bărbați și femei în actuala comisie. Ca atare, Rovana Plumb a fost nominalizată pe ultimul loc, și anume pe singurul loc liber care era un loc de femeie. Riscul ca România să piardă portofoliul transporturilor există, iar acest risc este foarte mare și vă spun și cât timp există acest risc. Riscul de a pierde portofoliul transporturilor există până în momentul în care vom fi prezentat un candidat pentru poziția de comisar, el trece de Comisia Juridică, el trece de Comisia de Specialitate și Comisia de Specialitate, Comisia de Transport spune da, persoana respectivă poate fi comisar, e suficient de competentă, 1 și 2, poate ocupa portofoliul transporturilor, fiindcă poate gestiona acest domeniu specific. Până când toate aceste lucruri nu s-au întâmplat, există riscul de a pierde acest portofoliu. Portofoliul este unul de importanță medie spre micuță, fiindcă ceea ce este important în domeniul transporturilor la nivel european pentru România, și anume fondurile europene pentru construcția de autostrăzi, pentru modernizarea căilor ferate, pentru reabilitarea drumurilor, toate sunt la Comisarul pentru Politică Regională. Ca atare, Comisarul European pentru Transport, să nu ne amăgim, nu poate veni să ne construiască autostrăzi în România. Deci portofoliul este unul de importanță medie, chiar micuță, dar putem să-l pierdem. Dacă am avea un guvern credibil, un guvern competent, am fi putut obține și un portofoliu mai mare, dar așa, fiind târziu, fiind deja corigenți, fiind cu un candidat al Vioricăi Dăncilă pe doamna Rovana Plumb respinsă, riscăm chiar să pierdem acest portofoliu. În situația de față în care și România și Ungaria au o problemă similară, există, nu știu, posibilitatea să se facă schimb de portofoliu? Această posibilitate teoretică există. Iar portofoliul extinderii și al politicii de vecinătate este un portofoliu extrem de important. Ar da României o cu totul altă anvergură în regiune, în Balcanii de Vest, în relația cu state vecine nouă, precum Serbia, în vecinătatea estică, în primul rând Republica Moldova, am putea ajuta și mai mult Republica Moldova, relația cu Ucraina, toată vecinătatea estică, toți Balcanii de Vest, țări vecine nouă, ai putea fi influențate semnificativ de un comisar european pe extindere venit din partea României, dar pentru a vă da imaginea corectă, vă spun următorul lucru.
Înaltul reprezentant pentru politică externă este un socialist spaniol, iar Partidul Popular European dorește portofoliul extinderii și al politicii de vecinătate în mâna unui comisar din familia Partidului Popular European pentru a avea un echilibru în politica externă. Așa a fost și în legislatura anterioară. Un alt reprezentant a fost un italian socialist, comisar pentru extindere și politică de vecinătate, un austriac de la PPE. Deci această posibilitate a schimbării portofoliilor extindere-transport între România și Ungaria există. Portofoliul extinderii și politicii de vecinătate este un portofoliu foarte important. Viorica Dăncilă nu-l poate obține, în primul rând, fiindcă nu e credibilă pe plan european, are credibilitate zero, nu poate obține nimic pentru România. Doar cu implicarea președintelui României s-ar putea obține, dar vă spun că nu se poate obține pentru un comisar socialist din România, fiindcă s-ar strica echilibrul la nivel european între familiile politice. Atâta timp cât socialiștii europeni au un alt reprezentant, comisarul pentru extindere trebuie să fie de la Partidul Popular European. Dacă am putea da un comisar de la Partidul Popular European din România, probabil că am putea obține acest portofoliu.